Cel mai murdar om din lume, pentru că nu s-a îmbăiat timp de peste o jumătate de secol, a decedat. Conform Libertatea.ro, potrivit presei locale, Haji nu s-a mai spălat cu apă sau săpun de mai bine de 60 de ani. Sătenii au spus că acesta a avut parte de eșecuri emoționale în tinerețe, care l-au făcut să refuze vehement baia și dușul, notează The Guardian. Acoperit de funingine, iranianul Haji credea că curățenia îl îmbolnăvește, se hrănea cu animale lovite de mașini și fuma foarte mult. A fost inclusiv fotografiat în timp ce fumează mai multe țigări în același timp. În urmă cu câteva luni, sătenii l-au convins să se spele pentru prima oară. În anunțul morții, presa iraniană nu face nicio precizare despre cauză. Recordul neoficial de cel mai murdar om din lume poate fi preluat de un indian care nu s-a spălat în cea mai mare parte a vieții sale. În 2009, Hindustan Times a relatat că un indian nu s-a spălat de peste 30 de ani în încercarea de a contribui la rezolvarea tuturor problemelor cu care se confruntă națiunea. El ar fi respins apa în favoarea a ceea ce el a numit-o baie de foc. În fiecare seară când sătenii se adună, indianul cu pricina aprinde un foc de tabără, fumează marihuana și stă în picioare pe un picior rugându-se la Shiva, se arată în ziar, relatează Libertatea.ro.